Marile schimbări în lume încep câteodată cu lucruri mici. De exemplu, un glonț. A ieșit din țeava pistolului marca Browning numărul de serie 19074, a zburat câțiva metri și s-a înfipt în gâtul unui om. Evenimentul a avut loc la Sarajevo în data de 28 iunie 1914. Pistolul se afla în mâna tânărului sârb Gavrilo Princip, iar glonțul respectiv l-a omorât pe Franz Ferdinand, moștenitorul tronului austro-ungar. Ceea ce nu bănuia nimeni în clipa aceea a fost că glonțul nu s-a oprit, ci a continuat să zboare, atrăgând după sine altele și altele. O adevărată ploaie de gloanțe așezându-se deasupra Europei pentru următorii 4 ani de zile. În acest război, nu fără motiv numit Mare, în timpul operațiunilor care se desfășurau în toamna lui 1914 pe frontul de răsărit, o parte semnificativă a soldaților austro-ungari dezertează și se predă rușilor. Chiar dacă erau cetățeni austro-ungari, niciunul dintre ei nu se simțea aparținând de-a binele acestui imperiu. Inimile lor erau mai degrabă întoarse spre țara de unde cu toții își trăgeau originile, Rusia. Dezertorii care își riscau viața ca să cadă în mâinile inamicului erau sârbi, croați, sloveni, cehi, slovaci. Unul dintre ei a fost și Jivan Cârcuș, sârb. N-a rămas nicio imagine de a lui. Puțin din Zlatița, satul lui, avea o fotografie în acea perioadă. Ar fi putut arăta așa. Bucuria dezertorilor de a trece de partea cea dreaptă nu a fost împărtășită spre surprinderea lor și de soldații ruși care i-au tratat cu ostilitate neașteptată. Nimeni nu înțelegea motivul, doar cu toții erau până la urmă același neam, același sânge. Confuzia s-a împletit cu disperarea atunci când verii lor îndepărtați i-au adunat în grupuri de câteva mii de oameni și au început să-i gonească ca pe vite undeva spre nord. Am mărșăluit 25 de zile alături de alți 2000 de soldați austro-ungari, peste Rovna și Iotomira, până la Kiev. Oamenii mai în vârstă, femeile și copiii, aduc apă în găleți și le dau prizonierilor. Într-o clipă, coloana s-a răsfirat. Călăreții încearcă cu greu să-i țină în frâu pe prizonierii însetați din coloană. Mulți au fost călcați de cai. Răniți și loviți, oamenii se ridicau pe brânci, încercând să ajungă să iau o gură de apă. Pe măsură ce coloana înaintea spre nord, prizonierii erau plasați în diferite districte, de la Moscova până la Rostov pe râul Don, de la Ecaterinoslav până la Perm și Orenburg. Pentru cei cu mai puțin noroc a fost Tashkent și Buhara, iar pentru ghinioniștii adevărați, Siberia. Peste 10.000 de prizonieri au fost răspândiți prin mai multe lagăre în jurul orașului Tiumen.
mai mult decât frigul, foamea și tifosul, care le decimau rândurile, pe prizonieri îi otrăveau gândurile. Până la urmă, am greșit? În lunile primei ieni rusești 1914-1915, entuziasmul prizonierilor dispărea fără urmă. În locul lui încolțeau întrebările grele. Cât o să mai stăm aici? Ce se va întâmpla cu noi? Dacă în război învinge Austro-Ungaria, o să putem să ne întoarcem la casele noastre? Ti, veliki milostivi Bože, koji znaš sve tajne ovog sveta, reci nam, jesmo li pogriješili onda kad smo se predali? Jesmo li trebali da zatvorimo oči i srca i da tako idemo napred, da pucamo u one u koje su nam rekli da pucamo, da zaboravimo ko smo? Sa ovim mislima se budi, majko, sa ovim mislima ležem da spavam, a odgovora nema. Pišem ti ovo pismo, a u mislima sam u našoj zlatici. Srce mi se steže, majko, kad pomislim, šta će biti ako se ne vratim? Hoće li se osušiti naša loza? Primul semn că ceva măreț urmează să se întâmple a venit spre sfârșitul anului 1914. Într-o scrisoare, prizonierul Iovo Blanici cerea să fie trimis cu câțiva camarazi în Serbia. Astfel, scria el, cu arma în mână, împreună cu frații noștri de acolo, vom lupta împotriva dușmanului poporului sârb. Scrisoarea a fost citită în data de 6 decembrie de Miroslav Spalajković în biroul său din consulatul regatului sârb din Sankt Petersburg. Până la urmă au sosit 19.700 de scrisori. Numărul lor, neașteptat de mare, a împins hotărător lucrurile înainte. În data de 24 iunie 1915, același Spalajković scria Ministerului de Externe al Serbiei. Consulatul a luat legătura directă cu conducerea armatei ruse. În lagările de prizonieri se fac listele cu sârbii, croații și slovenii dornici să se alăture armatei sârbe. Totul a prins sens. Predarea noastră a fost începutul, nu sfârșitul. Ceea ce urmează justifică fără doar și poate suferințele prin care trecem. Nimic n-a fost în zadar. Și așa, entuziasmul care de fapt niciodată n-a fost stins complet, a reumplut inimile obosite ale prizonierilor. A apărut un cuvânt care cu timpul a dobândit o aură aproape sfântă. Adevărul e că exista un impediment mai mare decât legendara birocrație rusă și situația din lagărele de prizonieri. Acesta era însuși țarul Imperiului Rus, Nicolae Alexandrovici Romanov. El a fost inițiatorul conferințelor de la Haga în 1898 și 1907, care prevedeau că țările semnatare nu au voie să folosească prizonieri de război împotriva țărilor de unde proveneau. Și totuși, până la data de 14 octombrie 1915, din portul rusesc Odessa au fost trimiși în Serbia aproximativ 3.500 de voluntari. A fost ziua în care Bulgaria a intrat în război de partea puterilor centrale. Printre primele măsuri întreprinse de proaspătul belgerant a fost blocarea singurului acces în Serbia
dinspre Rusia. Noua situație a transformat bucuria prizonierilor în mâhnire. Toate privirile s-au întors către singurul om care putea să ofere răspunsul. Atotputernicul țar al Rusiei. Și acest răspuns a venit în data de 16 ianuarie 1916. Dacă sârbii doresc să lupte împotriva Austriei, trebuie să li se permită. Astfel, ca printr-un miracol, ghinionul s-a transformat în noroc. Proclamația Parlamentului Sârb din 7 decembrie 1914, care îi atribuia războiului ca scop suprem, unirea sârbilor, croaților și slovenilor, a însuflețit literele moarte de pe hârtie și le-a dat o valoare istorică acolo unde puțin s-ar fi așteptat să se întâmple. Și așa s-a născut speranța. Când se va termina acest război, satele noastre să nu mai facă parte din Austro-Ungaria. Iar ca asta să devină realitate, Jivan Cârcuș și camarazii săi erau gata să lupte cum nu s-a mai văzut pe lumea asta. N-aveau cum să știe că foarte puțini dintre ei se vor întoarce la casele lor. Entuziasmul îl face pe om ca totul să-i pară posibil, să se simtă de neînvins, nemuritor. Doar că baioneta, glonțul sau schija nu țin cont de sentimentele unui entuziast. Ele, cu aceeași nepăsare, iau viața celui înfricoșat, înfuriat, răzbunător, împăciuitor sau laș. Cu răbdare, unul câte unul. Brusc, lucrurile au început să se dezvolte cu o viteză nebănuită. În mai puțin de o lună, colonelul Stevan Hagić a fost numit comandantul viitoarei divizii. În data de 28 aprilie, el a raportat că în Odessa se află 9733 de voluntari. Numărul lor neașteptat de mare i-a surprins pe toți. Banii oferiți de țară pentru transformarea prizonierilor în soldați s-au dovedit curând insuficienți. Dar asta a fost doar una din probleme. Mai erau și cele legate de relațiile cu autoritățile locale, organizarea și pregătirea unităților. Iar deasupra, parcă stătea cineva și din toate puterile, țipa fără oprire. În data de 16 mai, îi vizitează primul ministru sârb, Nicola Pașić. Iar în 23 mai, țarul Nicolae al II-lea. Pe 1 iulie, în fața Catedralei Ortodoxe din Odessa, diviziei i-au fost amânate steagurile regimentelor de artilerie. Intrarea României în război la 14 august decide practic soarta voluntarilor. În data de 29 august, voluntarii sârbi au pornit spre locul de care aproape nimeni nu auzise până atunci. Dar în același timp, era și locul al cărui nume cei care vor supraviețui în următoarea lună și jumătate, cu siguranță, nu o să-l uite niciodată. Da ti odmah kažem da se ne šalim. Naša vojska plovi Dunavom, idemo za Rumuniju. Kažu da ćemo se tamo boriti sa Bugarima i Turcima. Nego, nešto gledam ovu vodu i mislim,
Šta bi bilo da sad skočim u nju i počnem da plivam i plivam sve do bazijaša, a onda skrenem desno u Neru i plivam sve do naše Zlatice. Ti me čekaš na obali sa vrućom pogačom i bokalom vode iz bunara. Znaš ti, majko, da sam ja i gladan i žedan. A kako i ne bi posle toliko puta. Živane! Venirea barjelor cu voluntari în portul românesc Galați a fost descrisă de Ilia Șunca. Se apropia ora 12. De departe vedem că totul e împodobit cu steagurile sârbești și românești. Când am ajuns în dreptul mulțimii adunate pe mal, s-au auzit strigăte: „Să trăiască Serbia! Să trăiască Serbia!” Iar noi răspundeam în cor: „Să trătească România!” Zilele până să înceapă adevărata poveste a primei divizii de voluntari sârbi treceau din ce în ce mai repede. Au petrecut nopțile de 2 și 3 septembrie lângă Megidia. La ora 4:40 în dimineața zilei de 6 septembrie, colonelul Hagici a primit ordin să pună soldații săi în mișcare. Până să apună soarele, toată divizia era în apropierea satului Dobrici. Încet se lăsa noaptea în care aproape nimeni n-a reușit să doarmă. Se gândeau la ziua care urma, 7 septembrie 1916. Terenul din fața noastră era cumva în pantă, așa că puteam să vedem soldații bulgari cum înaintează. Am așteptat să vină foarte aproape. Comandantul nostru este aici, cu noi. Îl privim neliniștiți. Vine comanda să punem baionetele la puști. Comandantul face un pas înainte și cu o voce puternică strigă: „La atac, vitejii mei, la atac!” Compania noastră, ca un singur om, pornește după el spre soldații bulgari. În câteva clipe ne-am amestecat. A început un măcel de nedescris. Cădeam morți și răniți ca grâu secerat. Și noi, și ei. A venit momentul când cineva trebuia să cedeze. Probabil că noi loveam cu mai multă forță și înverșunare. Au început să fugă disperați. În fața mea văd cum un bulgar de pe cal lovește cu sabia un tânăr. Trag în el din spate. Bulgarul cade. Mă apropii de tânărul acela, deja era mort. Cel mai frumos fecior din compania noastră. Bulgarii n-au rezistat atacului regimentului nostru. Au fugit lăsând răniți, 8 tunuri, mitraliere și mormane de puști și muniție. Ai noștri și bulgarii stăteau obosiți, fără niciun fel de sentiment de ură, unii lângă alții. Unii chiar stăteau cu capul rezemat de mâinile sau pieptul celuilalt. Păreau că s-au întins să se odihnească împreună. Abia când am văzut fețele lor palide, pumnii încleștați și sângele care se scurgea pe pământ, am înțeles că erau morți. Hodimo, braćo, Gospod nas zove. Dacă divizia noastră va fi folosită în continuare ca în aceste 9 zile sângeroase, în curând va dispărea cu siguranță. Nu mă așteptam la un astfel de curaj din partea sârbilor. Nu am văzut, nici auzit vreodată ca o armată să se lupte cu așa curaj ca cea sârbească.
atacul pentru sârbi e o adevărată bucurie. Sărmanii sârbi au avut o soartă cumplită în toate aceste lupte. Parcă voiau să se ia la trântă cu răul cel mai mare. Mulți răniți se sinucideau. Erau îngroziți de ideea că nu numai ei, prinși vii, vor fi chinuiți, dar și familiile lor. Pentru a preîntâmpina dispariția acestei divizii, propun folosirea ei doar în situații de extremă urgență. Draga majko, pišem ti ovo pismo u mislima, da bar malo potisnem bol koji mi razjeda dušu, koja kao da hoće svaki tren da iskoči iz mene. Vade mi metak s kojim sam se sinoć sreo. Jako sam tužan, majko. Ginemo, a niko ne zna zašto. Teraju nas Bugari i Turci i svaku našu pobedu odmah sutra okreću naopako. Sve je uzalud. Daj, Bože, da grešim. Una din picăturile ploii de gloanțe stârnite de Gavrilo Princip în urmă cu 2 ani la Sarajevo l-a omorât și pe Jivan Cârcuș. În ziua de 6 septembrie, el s-a alăturat celor 9.348 de soldați pe care i-a pierdut prima divizie de voluntari sârbi. De altfel, raportat la populație, în marele război cel mai mult a avut de suferit Serbia. Demograful american Frank Nautstein a transformat tragedia poporului acestei țări în cifre. 31,3. Procentul celor care au pierit, un om din 3. Dacă știa ce catastrofă urmează să declanșeze, oare Gavrilo ar fi ezitat? Nimeni nu știe. Probabil că nu. Sunt lucruri pe lumea asta care nu au preț. Rămășițele lui Jivan Cârcuș au fost depuse în mauzoleul construit la Megidia în anul 1926. Eroismul soldaților sârbi n-a fost uitat. Și nici epopeea dobrogeană nu s-a terminat odată cu retragerea lor după 34 de zile cât au durat luptele. Mai degrabă s-a transformat în ceva subtil, călduros, dătător de speranță și încredere în oameni, care, iată, dăinuie și astăzi. Acest ceva, poate cel mai bine, a fost exprimat în data de 4 august 2008. Traian Băsescu, președintele de atunci al României, în cadrul unei întâlniri oficiale, i-a spus președintelui Serbiei, Boris Tadić: România are 2 prieteni, Marea Neagră și Serbia. După o clipă de gândire, președintele Serbiei a replicat: noi avem ca prieteni în România, dar din păcate nu avem mare. Sapristanișta Solunska.
sau.